Care, mă? Ăsta cu Renault negru, lădărâ. Începând cu luna martie, forțe de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, DICOT și SRI s-au ocupat de strângerea de probe împotriva unui humorean de 50 de ani care încerca să vândă 100 de grame de hașiș. Probatorul a dovedit că bărbatul a procurat și a încercat de la sfârșitul lunii martie și până în prezent vânzarea celor aproximativ 100 de grame de hașiș unor persoane interesate, dar care nu au avut posibilitatea să cumpere întreaga cantitate de droguri, așa cum condiționa făptuitorul. Pe 6 aprilie, în jurul orei 18, Ilie Grigore Onufrei Lupu a fost prins în flagrant pe raza orașului Gura Humorului, județul Suceava, în timpul vânzării cantității de 86 de grame de hașiș contra sumei de 900 de euro. Procurorul de caz din cadrul DICOT, Serviciul Teritorial Suceava, a dispus reținerea inculpatului, urmând să propună arestarea sa preventivă. Deținerea, punerea în vânzare și vânzarea de droguri de risc fără drept se pedepsește de articolul 2, aliniatul 1 din legea 143/2000.